Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici, din studioul HDV. Nu a trebuit să așteptăm prea mult ca să vedem că primarul Nicolae Robu își reia șirul declarațiilor amuzante. Hai să zic doar atât. Când pierzi Consiliul Județean cu 5% în fața dușmanului de moarte și spui că ai câștigat, e semn că e o problemă de percepție. Dar, de fapt, ce ne mirăm? Dacă Blaga și Gorghiu au spus că nu e o mare problemă că au pierdut tot Bucureștiul în fața PSD, ce să zic că Nicolae Robuc a fost pe locul 2, sau cum să spun altfel, Nicolae Robuc a fost pe locul 2 la Consiliul Județean? E interesant că se negociază. Deocamdată, la Consiliul Local se negociază majoritățile simple, însă, vă aduc aminte, importante sunt și este majoritatea absolută, aceea de două treimi pentru proiectele majore ale orașului, căci acelea cu două treimi trebuie să treacă. Nu știu cum va face Nicolae Robu, iar unul dintre elementele cheie ale majorității de două treimi din Consiliul Local Timișoara este primul consilier local independent ales direct de cetățeni din istoria post-decembristă a Timișoarei, care este și în această seară la Press Alert Live. Domnul Adrian Orza, bună seara, bună seara. Bine ați venit, felicitări! Mulțumesc! Un rezultat, aș spune, peste așteptările multora. La primar a fost pe locul 3, după PNL-PSD. La Consiliul Local ați luat un scor ca și la candidatul de primar peste PMP, de exemplu, sau UNPR, să nu mai vorbim. Cum vă simțiți acum? Mai încărcat, mai cu putere sau mai încărcat de griji? Politic vorbind. Da, mă simt în primul rând dator să mulțumesc celor care m-au votat și care au avut încredere în mine, pentru că pot să vă spun și vă spun sincer că nu mă așteptam să fie așa de greu să candidez ca independent, adică am crezut că e ceva mai ușor, dar nu e deloc ușor. E o chestie destul de complicată, pentru că din nefericire încă electoratul și societatea, deși nu agrează totalitate partidele, cei care nu le agrează stau acasă și nu prea merg la vot, iar ceilalți merg totuși principal ghidați de partide și fiind mulți dintre ei făcând parte din nucleele dure doctrinare, să spunem, ale partidelor. Și a trecut pozitiv până la urmă acest test pentru mine. Eu nu mi-am făcut iluzii, pentru că sunt un om, mă cred un om rațional. Știam că va fi foarte greu la primar să pot detrona un primar în funcție dintr-un singur tur de scrutin și am avut dreptate cu asta, iar candidatura la Consiliul Local a fost pentru mine, să spunem, nu o variantă de rezervă, ci o variantă rațională și mai realizabilă din postura de candidat independent. Sigur că asta nu înseamnă că un independent nu va putea câștiga în viitor o primărie importantă din România, cum este cea din Timișoara. Da, există preocuparea sub formă de griji pe care ați definit-o dumneavoastră, pentru că urmează o perioadă destul de dificilă, zic eu, în Consiliul Local și în contextul politic quasi general din România și local, pentru că e o presiune, din punctul meu de vedere, a urgențelor legate de depunerea următorului lot de proiecte europene pentru a fi finanțate. Discutam cu domnul Robu și la o dezbatere la un post de televiziune local, dânsul îmi părea relaxat din acest punct de vedere și spunea că există 300 de proiecte pe care le are în birou și care urmează să fie depuse, parte din ele. Dacă avea 300 de proiecte în birou, nu mai avea loc pe unde să intre, mă scuzați. Da. Că e un birou mare, biroul primarului. În fine, sau era o primărie, ceva de genul ăsta, s-a folosit unul de birou, nu asta e important. Asta, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie prima urgență a executivului primăriei și a Consiliului Local.
Sigur, după realizarea majorităților care să facă funcțională normalitatea într-o administrație și județeană și locală. Hai să rămânem că problema aceasta majorităților este extrem, extrem de importantă. Este problema momentului. Cu restul mai vedem după aceea. E problema momentului totdeauna după alegeri. Da. Din calculele făcute de mine în Consiliul Local Timișoara, ca Nicolae Robu să aibă două treimi fără PSD, are nevoie de absolut toate voturile consilierilor, inclusiv cei de la ALDE, inclusiv votul independentului Orza pe lângă cele ale UDMR și PMP. Deci are nevoie de toată lumea. Întrebarea mea este, Adrian Orza își va da votul pentru majoritatea simplă în primă fază, ca Nicolae Robu să aibă majoritate simplă? Ați avut vreo discuție pe tema aceasta? Nu am avut nicio discuție și cred că probabil se orientează spre și la Consiliul Județean și la Consiliul Local spre partide. Nu am o problemă în sensul ăsta, nu țin neapărat să fiu implicat într-o formă sau alta de majorități, nu asta e targetul meu. E problema celor care, în primul rând, a partidelor care au obținut cele mai multe voturi, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă am să votez proiecte legate de două treimi, în măsura în care ele sunt importante, sunt transparente, sunt corecte pentru oraș, da, am să o fac. Și n-am să o fac atunci când ele nu satisfac cerințele respective. Cu riscul să fiți făcut ca partea răului care vrea pentru Timișoara, acele celebre zicere ale... Cu toate riscurile. Deci v-am spus, dacă un proiect care vizează două treimi și care în general sunt legate de patrimoniu și de tot ceea ce prevede legea că e nevoie pentru două treimi, sunt promovate corect, sunt transparente, sunt anunțate din timp, vreau să vă spun că n-am să mai votez proiecte care vin, care nu respectă procedurile. Deci 4 ani de zile am trecut cu vederea lucrurile astea, n-am să mai fac în viitor. Mai ales că aveți o datorie morală. Pentru că principalul slogan și mesaj al dumneavoastră în această campanie electorală a fost transparența deciziei. Exact. Deci, și am de gând să mă țin de ea. Dacă nu vă veți ține, vă dați seama că veți fi penalizat inclusiv de noi jurnaliștii pentru chestiunea asta. E normal. Și urmărim voturile. Urmărim pentru că eu personal cred că e momentul ca politicienii, dacă spun un lucru în campanie, să se țină corect. Cât mai mult, dacă nu 100% de ce au spus. E una dintre cele mai importante atribute ale unui ales. Da? Fie că e local, fie că e național, fie că e județean. E o chestiune clară. Deci transparență, asta nu ține doar de transparență. Ține și de regulamentul Consiliului Local și mai mult de atâta, sper să reintroducem în funcționarea acestor proceduri administrative, consiliile de cartier din nou și alte forme de dezbatere decât cele cerute de lege, că nici măcar cerute de lege nu se făceau, dezbaterele publice. Da? Să fie ținute la oră civilizată pentru ca oamenii care vin de la servici, dacă doresc să vină la dezbaterea publică. Eu, oricum, personal, am să creez o platformă virtuală și am să prezint toate proiectele de hotărâri care se fac, fie că e vorba de ideile administrației, fie că e vorba eventual de propunerile mele sau de propuneri care vin de la cetățeni și vor fi dezbătute pe acea platformă. Am promis lucrul ăsta, că tot vorbeam de promisiuni și vreau să-l fac. Și am să-l fac cât mai rapid cu putință, ca odată ce începe din nou sesiunea în toamnă, sesiunea lucrativă a Consiliului Local, nu cea procedurală de alegere a majorităților, să poată fi pus în practică și oamenii să ia contact tot mai mulți cu deciziile care se iau și vă ține cont, eu ca și candidat independent n-am partid. La mine nu poate să vină Popescu Ion să-mi spună astăzi votați așa. La mine o să-mi spună oamenii pe acea formă de consultare pe care o să am cu ei. Bun. Dacă mâine Nicolae Robu vine și vă propune funcția de viceprimar pentru a-și avea asigurată majoritatea, o acceptați? Majoritatea simplă? Nu știu, vrea să aibă o majoritate și zice, uite, iau, nu știu, PMP-ul și îmi iau pe Orza ca să am majoritatea. Are majoritate simplă? Haideți să răspund la întrebarea asta în momentul în care o să existe
chestiunea respectivă, că așa doar să fac o scenarită de genul ăsta n-are rost. Scenarită. Ați accepta? Eu nu cred că se va ajunge la chestiunea asta. Ați accepta? Vă tentează? Nu mă tentează. Nu mă tentează. Deci nu vă tentează? Nu mă tentează, vă spun de ce nu mă tentează, pentru că am mai fost 12 ani pe de-o parte și pe de altă parte, când s-a rupt USL-ul, mi s-a propus și de către blocul A și de către blocul B același lucru și am refuzat. Și nu e... lucrurile astea nu sunt un target pentru mine, să ocup o funcție. Văd că toată lumea acum și partidele nici măcar nu mai țin cont de ce au fost votate. Toate partidele astea care au intrat în Consiliul Local și Județean au și uitat de cei care au votat. Gata! Nu are nicio treabă. Dom'le, nu-și pun problema, oare noi pentru ce am fost votați aici? Să facem alianță cu oricine? Deocamdată nu avem nicio alianță. Adică toată campania am avut un discurs pro sau anti, primarul în funcție, președintele Consiliului Județean și așa mai departe, și acum negocierile se fac fără niciun fel de legătură cu ce au votat oamenii. E corect ce spun? Nu știu, deocamdată eu n-am văzut nicio negociere. Singurii care au anunțat o chestiune au fost cei de la UDMR. Hai să le luăm pe cele din trecut, că avem... Păi dacă le luăm pe cele din trecut, a fost toată lumea cu toată lumea. Nu? Deci, deci încă o dată. Inclusiv PNTCD-ul cu PSD-ul a fost. A fost o negociere, administrativă. Celebră. Celebră. Celebră, da. Că l-a adus pe Dan Ion Șipă și mă surprinzător președinte al Consiliului Județean Timiș. În anul 2000. O chestiune De asta spun că totuși ar fi trebuit să facem cât de cât un progres în ceea ce privește felul în care gestionăm în negocieri voturile oamenilor. Să vedem. Cum vi se pare rezultatul de la Consiliul Județean? Mie nu mi se pare surprinzător faptul că PSD-ul a câștigat. Având în vedere, e pentru prima totuși, oară, un tren național. Da, tren național, dar pe de o parte avem așa. Avem un PNL care a fost fortificat cu PDL-ul, da? Un partid în Timiș. Vorbim de Timiș, spuneți fortificat. Cu un partid cu structuri puternice. Dacă luați acum un plus cu un minus, din punct de vedere magnetic și încercați... Ei s-au adunat acum. Plus cu plus sau minus cu minus, o să vedeți că o să aveți niște respingeri. Nu înseamnă că... Pe de altă parte, am mai avut o chestiune. Uitați-vă la București. Da, stați o secundă, nu ne uităm la București, ne uităm la situația locală. În condițiile în care, pe de o parte, am avut un PNL mare, da? Un PNL plus PDL, care teoretic aduna electoratul de dreapta mult mai bine, da, într-un județ cu un oraș tradițional de dreapta, cu un județ... nu de stânga, oricum, și pe de o altă parte am avut plecarea lui Titu Bojin din PSD, care a mai rupt voturi, dovadă o scorul obținut de UNPR, care e clar că Titu Bojin a luat și de pe stânga și de pe dreapta. De către domnul Bojin. Da, acele procente de la județ. Și în condițiile astea, totuși, PSD-ul a bătut PNL-ul. Eu de asta mi se pare și mai surprinzător. Da, pentru că PSD-ul a acționat unitar și cred că PNL-ul nu. Pentru că PNL-ul sunt totuși două săbi în aceeași teacă, chit că nu s-au topit se vorbește să de se PNL. Fac una singură. Da, nu cred că s-au topit și cred că asta e una din probleme. Sigur că probabil că sunt și altele și nu-mi permit să fac eu, că nu sunt analist politic și n-aș vrea să... A contat și faptul că PNL-ul l-a scos pe Alin Popoviciu pe prima poziție? Probabil că a contat și asta, a contat și faptul că probabil guvernarea națională tehnocrată a fost privită ca o asumare a PNL-ului. Deci sunt, cred că, mai mulți factori aici. Pe de altă parte... cred că spunea și domnul Nicosevic la dumneavoastră un lucru asemănător. Noi toți spunem de județul Timiș și de Timișoara că e un oraș de dreapta. Dar dacă analizăm rezultatul, de exemplu, din 2012... Bine, acolo a fost altceva. Nu, dacă, a fost dacă altceva. Analizăm era din un vot din totalul anti-Traian Băsescu. Deci, hai să fim serioși, nu putem să analizăm, să comparăm 2012. În general s-a votat anti la noi. Dar majoritatea deputaților și senatorilor au fost PSD-iști în 2012. Dar Consiliul Județean câștigat de unul singur de PSD până acum nu a fost. Că a fost PSD cu PNL, era USL, era altă discuție. De aia zic. Interesant, oricum. Da, dar, oricum, apropo, e meritul lor că apropo, au reușit asta. Da, evident. Dar a spus Nicolae Robu că n-au pierdut, că PNL. Deci eu astăzi am citit și am râs
cu lacrimi. Pe cuvântul meu am râs cu lacrimi când am citit declarația lui Nicolae Robu, în care spunea domnia sa că PNL-ul nu a pierdut, cum să putem spune noi că a pierdut la Consiliul Județean, că au luat primării, faptul că au pierdut, au cu 5% mai puține voturi la Consiliul Județean, nu înseamnă nimic pentru Nicolae Robu. Și se lăuda că a câștigat Buziaș, adică poți să compari un scor la nivel județean cu câștigarea orașului Buziaș? Bun, acum bănesc că fiecare lider de partid încearcă să-și găsească o scuză. Centru, fie din plan local, încearcă să găsească doar cifrele și să le scoată în față doar cifrele care sună bine. Dar, domnul Orza, dar când toată lumea are aceste cifre, nu e mai normal, nu e mai firesc să-ți asumi bărbătește, spui, da, domnule, am pierdut. Și mergem mai departe. Uite, am învățat niște lecții și ne ducem, știm ce avem de făcut pentru la toamnă. Să te ascunzi tot timpul, să vrei să fii, fă-ți frumos când ești ciuca bătăilor, când ai o oală de zoaie în cap, electoral vorbind, da? Cum poți să te dai fă-ți frumos în continuare, chit că nu ești? Adică nu devii penibil, ca să nu zic mai penibil. Acum, dacă tot veți să faceți jocuri din astea de imagine metaforice, pot să vă răspund și eu tot în același registru. Mai depinde în ce oglindă te uiți. Oare Nicolae Robu în ce oglindă se uită? Cea mai convenabilă. Eu cred că se uită într-una cu estompator atașat, ca altfel. Estompator electoral, desigur. Bine, acum știți foarte bine că câștigarea partidului, deci PSD-ul a luat clar mai multe voturi decât PNL în județ, numai că câștigarea funcțiilor, celor trei funcții care se întâmplă la masa verde, țin și de o anumită conjunctură și de talentul celor care negociază. Și s-ar putea chiar cel de pe locul 2 să le obțină. Da. E posibil matematic și asta. Să-l vedem pe Alin Popoviciu, o celebră de acum combinație făcută de un domn extrem de atent la politică pe Facebook, Alin Goșcovos, care vorbea de o tripletă fabuloasă care cred că ar duce PNL-ul la alegerile parlamentare sub scorul actual și ar da câștig PSD-ului cu Alin Popoviciu, Titu Bojin și condamnatul Cândea de la PMP, cei trei. Alin Popoviciu a anchetat, inculpat de DNA, Titu Bojin trimis în judecată pentru conflict de interese și abuz în serviciu, Cândea a fost condamnat. Cum ar fi județul condus de acești trei oameni? Ca imagine. Ar fi foarte în ton cu ce-și dorește electoratul, nu? Da, în anumite zone din țară s-au întâmplat lucruri și mai spectaculoase. Da, ales cu 70% din pușcării. Pe de altă parte, eu rămân în continuare și chiar participând independent, am și demonstrat că asta e dorința mea. Simpatizez foarte mult ideea votului direct. Adică pentru mine e o dezamăgire faptul că s-a renunțat la alegerea președintelui de Consiliul Județean. Sunt convins că dacă era pe unii nominal, Alin Popoviciu era spulberat. Asta e părerea mea. Sigur, era diferența, era mult mai mare decât vreți să discutăm persoane. Alegerile nu sunt numai despre niște țigle de partide. Poate ar fi candidat și alții, cine știe, care nu erau neapărat impuși de partid sau... Da. Poate că lumea l-ar fi apreciat de la PNL, nu știu, mai mult pe domnul Marian Vasile sau... Sigur, când trăgea frâna de mână după ce a urmărit autocarele electorale cu 160 la oră, nu? Da, nu știu. Asta a fost ultima zicere a domniei sare în public, după care a dispărut. Dar eu aș vrea să ne întoarcem la primărie, că vorbeați de programe și e foarte bine că discutăm de urgențe. De proiecte. De urgențe, de proiecte, da. De tot. Eu am o problemă. Mă uit la dumneavoastră și așa zic, vă întreb dacă când v-ați uitat ultima oară pe zicerile de pe Facebook ale domnului Nicolae Rob. V-ați uitat zilele astea? Nu sunt, ca să folosesc un termen de Facebook, nu suntem prieteni pe Facebook. Nu i-ați dat like la pagina oficială a domniei sale? Dacă nu suntem prieteni, înseamnă că nu. Am înțeles. Mă gândesc, da, nu știu. Ia asta să vă dau... Să dar începe... le văd uneori pentru că sunt postate pe alte grupuri de alți oameni, unde sunt și eu în grupul respectiv și atunci văd... Ia să vedeți acum câteva ziceri, că e bine să le analizăm acum, înainte de începerea unui nou mandat în Consiliul Local, să știți cam la ce vă așteptați.
se plânge domnia sa că nu i-a fost simplu în cei 4 ani de mandat și zice așa: greul a fost nu cu munca, pentru că eu sunt un fanatic al muncii, asta scris cu caps lock, desigur. Greul a fost cu boicoturile la adresa Timișoarei și cu calomniile la care am fost supus de exponenții grupurilor de interese mafiote, cărora nu le-a mers și nu le-a merge niciodată cu mine ca primar. Păi, care grupuri mafiote? Nu știu să vă răspund. Nu. Și cu cei care vor rău Timișoarei, da? Acum, boicoturile la adresa Timișoarei. Pot să vă spun nici, am observat în Consiliul Local că nu au fost blocaje. Chiar dacă PSD-ul sau alții mai ridicau tonul și erau dispute de multe ori sterile și inutile și ședințele se prelungeau fără rost pentru niște chestiuni uneori absurde, nu au fost blocaje. Eu am fost 12 ani în administrație, în executiv, și pot să vă dau exemple de blocaje reale, adică ani de zile când un proiect a fost blocat în Consiliul Local. Ori în mandatul ăsta nu au fost probleme de genul ăsta, mai ales în perioada cât a existat USL-ul, lucrurile mergeau unse, da. Deci nu. Acum vine o zicere, vă rog frumos să vă concentrați, mi-e complicat să citesc, dar sper că nu voi reuși să mă ridic la înaltele standarde universitare ale acestui text. Când am demarat programul omnizonal de intervenții remediative, pe aceste teme se referea la parcări, spații verzi, în loc să aprecieze progresele, schimbările în bine, ei au devenit brusc foarte nemulțumiți că respectivele intervenții se fac în vecini sau în alte zone și nu exact la ei. Și asta oricât am explicat eu că tot orașul va fi pus la punct, dar că un asemenea lucru nu se poate întâmpla peste noapte. Domnul Nicolae Robu se ceartă aici, dar îmi place această program omnizonal de intervenții remediative. Bun, acum, intervenții omnizonale și remediative s-au mai întâmplat și înainte. Chiar îi spuneam la un moment dat că undeva la 150 de locuri de joacă, mi-aduc aminte cifra asta, că s-a comunicat odată presei, au fost făcute în cartier, care sunt tot chestiuni de genul ăsta. Și sigur că s-au făcut. Domnul Robu a câștigat alegerile și l-am și felicitat în sensul ăsta. Mi-a mulțumit pentru asta. Dânsul greșește că încearcă cumva să inducă ideea că nu s-a făcut nimic în oraș înainte de 2012 și totul a început să se facă după 2012. Aici cred că greșește și cred că nu știu din ce motiv o face. Evident că oamenii care au trăit în oraș știu. Chiar dacă memoria colectivă, spun sociologii, durează destul de puțin, sunt multe lucruri și chiar de anvergură care s-au făcut. Noi credem că, de exemplu, pasajul Michelangelo a fost ca valoare investițională și și din punct de vedere tehnic cea mai grea lucrare. Nu. Cea mai costisitoare, cea mai de anvergură și cea mai ca volum investițional, ca sumă, a fost linia cale de 40 de kilometri de tramvai cu introducerea în subterană a tuturor rețelelor edilitare. Da. Și e mult mai de anvergură și mult mai complicat de făcut. Dacă n-a făcut Nicolae Robu, nu există. Da, vedeți că fiind sub pământ, nici oamenii nu mai țin minte. Dar mai e o chestiune, domnule Orza. Apropo de cetățean și apropo de transparență, în campania electorală a fost, e celebră de acum, izbucnirea nervoasă a primarului Robu, care la o discuție cu cetățenii în Piața Libertății, supărat că cineva venea cu alte idei decât ale domniei sale, i-a spus în dispreț că sigur nu e alegătorul domniei sale, că alegătorii domniei sale au un anumit standard de educație, profesional și de toate. E că, bă, prostule, dacă nu mă vot, tu nu ești de-al meu. Tu ești prost că nu mă votezi pe mine și ai alte idei. Bun, păi de altă parte, am văzut filmul acela și cetățeanul mi-a spus, domnule, v-am votat în 2012. Dar n-a mai contat pentru Nicolae Rom, pentru că acum îl contrazicea. Pe de altă parte, dacă ne uităm în termeni reali, și ne-am făcut această comparație, chiar dacă Nicolae Robu a avut procentual mai mult, dar dintr-un segment de populație venit la vot mai mic decât cel din 2012, în termeni absoluți, Nicolae Robu de data aceasta a fost ales cu 14.000 de voturi mai puțin. Asta în condițiile în care nu a fost zi de la Dumnezeu înainte de alegeri, să nu ne spună cum se bucură de încrederea domniei sale de 70-80% în rândul timișorenilor.
Păi eu mă întreb, unde e, și mă tot întreb de după alegeri, unde sunt oamenii care aveau atâta încredere în domnia sa, că n-au ieșit nici măcar să-l voteze? Că dacă 80% ieșeau la vot, măcar 52% sau cât dădea porcăria aia de sondaj manipulator scos de IRES și difuzat de Digi ieșeau la vot. Că între 52 prezență și 28 e cam mare diferența. Orice marjă de eroare, ești... Cred că a fost un sondaj făcut din pix. Da. Acum, chestia de prezență la vot, eu am mai spus asta și cred că nu doar eu și clar că nu doar eu, este și o formă de prezență redusă și o formă de sancționare în viziunea cetățenilor care stau acasă în ziua votului. Unii dintre ei stau pentru că pur și simplu au stat întotdeauna și nu interesează fenomenul și alții stau pentru că au zis, domnule, indiferent de ce votăm, nu se întâmplă nimic. Și cred că ultima categorie e o pierdere pentru, cu siguranță toți într-o pierdere pentru democrație, dar ultima categorie e cea mai mare pierdere, pentru că să reconvingi un om dezamăgit e mult mai greu decât să convingi un om care n-a fost interesat până atunci de procesul electoral. Și oamenii ăștia sunt o pierdere pentru societate în general și pentru Timișoara în particular, pentru că au fost oameni care au mers, poate au răspuns chiar la sondaje și au răspuns atunci sincer, nu, că sunt interesați și apoi n-au mai mers. Dar în ziua 28 și 52, nu cred că era... Bun, acum eu nu vreau să analizez sondajul IRES. De ce să nu analizăm, domnul Orza? Pentru că până la urmă, așa poți să influențezi opinia publică, nu într-o mare măsură. Dar mai țineți minte cum era Nicolae Robu de extaziat? Uitați, avem 80% prezență, 52%, face majoritatea. Adică, până la urmă, chiar ne lăsăm așa prostiți? Știm cu toții, sau în fine, mulți dintre noi știm că sondajele au o importantă doză de manipulare în ele și sunt oameni care, din păcate, încă mai se reorientează după ele. Dar eu cred că o mare greșeală au făcut-o partidele în pregătirea acestei campanii electorale. Eu, ca independent, am anunțat, țineți bine minte, cred că era o emisiune prin martie, când am spus că voi candida. Partidele cred că au greșit strategic pentru că nu au creat o platformă. Dacă domnul Robu e un personaj atât de negativ în viziunea unei părți de public și a spectrului politic nepenelist, cred că erau datori să gândească o variantă, o alianță, o perspectivă electorală și să meargă sub un singur standard, să încerce să-l învingă pe domnul Robu. Ori n-au făcut asta. Din egoism, din interes, din vari motive. Deci, dincolo de lipsa participării, și poate că atunci ar fi participat mai mulți oameni la vot, că ar fi avut un motiv. Așa ziceau, Robu câștigă, uite ce zic sondajele, mai bine stăm acasă. Deci și partidele, cred eu, au o mare vină în faptul că oamenii n-au venit la vot. Dar independentul ori să are vreo vină? Eu înțeleg discursul ăsta al independenților, că tot e rol la partide. Probabil că am și eu vină, numai că eu am mers oarecum nu în disperare de cauză, dar am mers și mi-am asumat chestiunea asta până la urmă cu curaj, pentru că nu m-am ascuns nici în spatele unor inițiale de partid, că nouă ne place să vorbim, lideri locali. Hai, domnule, să facem atât un exercițiu, să vedem liderii locali din Timișoara, dacă se extrag din interiorul partidului și își asumă o candidatură în afara partidului, cât de lideri mai sunt ei în accepțiunea cetățenilor. Absolut. Până acum sunteți, putem spune de acum, sunteți un lider local, fără doar ce poate. Nu, eu nu am 7%. N-am nevoie de titulaturi de genul ăsta. Da, 7% obținut de unul singur, repet, la primar, și 6, cât ați avut la... Sau cât ați avut la 5% și vreo 7 și ceva. 7 la primar. Sunt niște voturi importante. Deci nu trebuie să orice ne ascultăm. Orice vot e important. Și că până la merită urmă... respectul omului care l-a dat. Adică respectul față de omul... De omul care l-a dat. Dar asta vă spun. Eu, din punctul meu de vedere, cred că partidele au greșit chestiunea asta și n-au găsit o soluție. Păi uite-te cu cât zel stau acum la masă să-și negocieze funcțiile. De ce n-au gândit o chestiune
elegantă, transparentă, deschisă față de electorat, în care să spună: domnule, noi credem că domnul Robu nu e bun primar. Avem varianta X, pe care o susținem cu Adrian toții. Adrian Orsa. Nu trebuia să fie Adrian Orsa, trebuia să fie oricine care putea să... Eu nu spun că domnul Robu e rău. Poate să fie bun, vorbesc teoretic. Domnul Robu e bun în măsura înainte în care... de negocieri? Nu, să mă înțelegeți bine. Nu spun asta pentru că nu am nevoie să fiu sunat sau... Nu. Spun doar atâta. Cetățenii care l-au votat pe domnul Robu sunt mai mulți decât au votat pe ceilalți. Corect. Și ăștia trebuie respectați. Da, Acești cetățeni trebuie respectați. Trebuie respectați și în pasul următor convinși că au greșit eventual. Da, și ceilalți 85% care nu l-au votat pe Nicolae Robu sau nu a fost la vot, trebuie de asemenea să fie respectați de primar, care e primarul tuturor. Evident. Pentru că atitudinea aceasta, și o face în continuare, atitudinea aceasta de a spune că nu poți fi primar doar pentru cei care te-au votat. Am spus-o răspicat și o spun din nou. Ba chiar cred că ar trebui să fii mai grijuliu cu cei care nu te-au votat. De ce? Ca să le... un om pe care îl întorci înspre tine pozitiv din ce era el negativ înainte, e o victorie mare. Și tu trebuie să-l convingi pe omul care nu te-a votat că a făcut o greșeală. Dar nu, dacă îi spui din start că nu te reprezint pe tine, despre ce vorbim? Bun, Nicolae Robu a anunțat și are câteva proiecte pregătite încă dinainte de alegeri. Da, s-a anunțat că se dă drumul la pasajul Jiu, la pasajul Pop, așa că ne așteptăm să înceapă nebunia în oraș. Suntem pregătiți? Cred că vor fi multe rateuri acolo și am să vă spun de ce. Toate proiectele astea au mai fost votate, nu sunt proiecte europene. Chiar l-am întrebat pe domnul Robu de ce n-a așteptat exercițiul bugetar european ca să le băgăm pe finanțare. Mi-a spus că o să încerce să facă cu cel de la Solventu chestia respectivă. Mi-am zis ok, e fezabil. Cele două pasaje au mai fost discutate din punct de vedere tehnic. S-au rediscutat în Consiliu, s-au reactualizat sume și așa mai departe, căutându-se și așteptându-se finanțările din punctul meu de vedere cele europene. Ok, se vor face din bani publici, deși efortul e foarte mare. S-au ales niște soluții tehnice, altele decât cele care au fost discutate până acum câțiva ani. Ca de exemplu, lărgirea mult la mai multe benzi decât era prevăzut inițial. Lărgire care duce, de exemplu, la Popa Șapcă, la tăierea a 90 de arbori. Pe Popa Șapcă toți acei arbori vor fi tăiați? Toți dispar. Absolut toți? Absolut toți. 90 de arbori. Sunt castani frumoși acolo, tei și mai departe. Sunt niște pomi în floarea vârstei, care să zic așa. Sunt niște... Da, păi n-ai cum dacă ai schimbat soluția tehnică, care a ținut cont de ei. 90 de copaci de pe Popa Șapcă vor fi tăiați? Am discutat cu cineva care a numărat, sunt 90. Păi, să știi, și Agenția de Mediu, am, din informațiile pe care le-am înțeles, sunt două cifre aici pe care le-am aflat. Se pare că a dat aviz pentru 70% din ei, alte informații le-am că pentru 90% din ei să se taie. Deci... Păi bun, și bun, te-ai 70, dar rămâne 30 sau rămâne 10%. O să ocolească? Adică nu înțeleg. Nu, cum? Evident că nu. Probabil că vor fi benzile respective acolo. Nu știu dacă efortul ăsta și financiar și de mediu justifică până la urmă. Pentru că pe porțiunea respectivă sigur că vor fi mai multe benzi, dar la un moment dat ele tot se vor sugruma. Și se sugrumă în punctele cardinale, și acolo, de exemplu. Și în partea cealaltă. Și de asta zic, deci aici vor fi multe de discutat. 90 de copaci vor fi tăiați pe Popa Șapcă. Da. Păi asta e, cum să vă spun, e masacru și mă întreb dacă chiar era nevoie de acea lărgire a străzii ca să tai 90 de copaci. Adică inițial nu se tăiau acești copaci, că spuneați că s-a schimbat varianta. Da, era o altă variantă tehnică cu mai puține benzi decât cea nouă. Se merge pe varianta încurajării traficului și mai departe. Deși cred că efectul, repet, nu va fi cel scontat ca și fluidizare. Păi, oricum, dacă se oprește acolo, dacă te duci, de exemplu, spre Hotel Continental și spre punctele cardinale, tot te oprești în punctele, la Hotel Continental nu mai e ce să lărgești. Da, corect. De asta și spun atunci, că... Că
care e ideea? Sunt variante tehnice și am impresia că sunt... 90 de copaci tăiați? Păi să vedem ce o să facă lumea. Că noi societate civilă n-avem. O să vedem, deci zic, o să vedem ce o să facă lumea și cum o să reacționeze peisagiștii, cum o să reacționeze toate... Dar îi pasă lui Nicolae Robu de lume? Până acum a dat semne că nu. Deci până acum s-au tăiat copaci în Timișoara și n-a fost nicio problemă. Eu cred că, în primul rând, agențiile astea ar trebui să, care sunt totuși puse să, așa se și cheamă, nu, de protecția mediului, adică dacă e de protecția mediului, sigur că nu trebuie să mergem, sunt unele situații în care nu trebuie să fim absurzi. Sunt anumite genuri de investiții, în funcție de locațiile unde sunt, se sacrifică niște arbori, e clar. Aici mi se pare cifra prea mare pe de o parte și pe de altă parte sigur că vor fi variante de replantare undeva, dar nu știu, eu cred în dezvoltare durabilă, adică dezvoltarea durabilă înseamnă în simbioză cu mediul, cu protecția mediului, care nu înseamnă numai arbori, înseamnă și aer curat, înseamnă sol, înseamnă apă, înseamnă tot, adică nu putem să sacrificăm toate lucrurile astea și să vedem doar betoane, oțel și sticlă. Eu, unul, nu agrez tipul ăsta de dezvoltare. Și lumea civilizată, dacă vă uitați, care în anii 60, 70, 80 au început să facă lucrurile astea, au ajuns după 30, 40, 50 de ani să-și facă parcuri pe zgârie nori, pentru că se sufoca oamenii, nu mai avea oxigen. Noi acum descoperim oțelul și sticla și asfaltul și suntem foarte fericiți când vedem că nu mai vedem pământ. Da, nu trebuie să vedem pământ, dar putem să vedem gazon unde e pământul ăla. Nu neapărat beton. Auzi, eu m-am gândit, cred că Nicolae Robu are o soluție pentru cei 90 de arbori. Mai pune două rânduri de palmier cu... Păi nu știu dacă o să fie loc. Nu știu dacă o să fie loc. Găsește domnia asta în fața la primărie, mai pune două rânduri de palmier și se rezolvă situația. Păi sunt soluții, adică... Chiar sunt curios dacă eu sunt îngrijorat, adică nu că sunt îngrijorat, sunt... curios să văd și trebuie să vedem proiectul și să organizăm dezbatere publică pe parcul central, că și acela intră într-o reorganizare. Din punctul meu de vedere, acolo singurul lucru care ar trebui să se reabiliteze aleile, poate chiar și sistemul de iluminat public și a avut grijă să introducem un sistem de irigare care să întrețină mai bine vegetația. În rest, cred că n-ar trebui să facem niciun fel de intervenție pe vegetația de acolo. Cred că parcul e clasic, e tradițional, e perpetu ca imagine în ochiul cetățeanului timișorean. Cum de altfel, n-am fost nici foarte fericit când am văzut chiar pe timpul administrației din care am făcut parte o variantă care în final nici n-a fost aprobată de modificare a pieței Victoriei. Cred că dacă ne păstrăm totuși, nu neapărat conservatorismul, dar anumite lucruri... Care sunt deja brand. Brand, dar trebuie imagine. Să le lăsăm așa. E foarte simplu să vii să schimbi. Nu e extrem de complicat. Cred că trebuie să lăsăm anumite lucruri care sunt bine făcute, să le lăsăm așa. Pentru că ce ar fi, nu, dacă italienii ar începe, care au 90% din clădiri din patrimoniu UNESCO, o să vină să pună pe ele, nu știu ce, termopane sau... Nu, dar bine, apropo, poate exemplu e exagerat. Apropo de termopane, v-ați plimbat cu Vaporetto? Nu. Nu am avut ocazia încă să fac lucrul ăsta. Vă recomand să mergeți în pantalon scurt și proiectul în maio. De Vaporetto a demarat, sau ideea acestui proiect a demarat în discuțiile care au fost cu direcția apelor în momentul în care ei aveau acel proiect de curățare a IBA. Și atunci, cu mulți ani în urmă, se discuta câte stații să fie, ce tip de Vaporetto să avem. Eu cred că ne-am grăbit puțin cu modelul acesta. Cred că se puteau alege modele de Vaporetto mult mai fiabile, mult mai elegante, mult mai pretabile. Din punctul meu de vedere, nu sunt niște... Domnule Orzan, în timp ce noi discutăm, foarte... tocmai am primit niște imagini pe WhatsApp cu fiica mea care se joacă în Parcul Pădurice, celebru parc, unde uitați cum arată. Lucrările sunt nefinalizate, așa arată un loc de joacă pentru copii.
Bun, dacă deci e nefinalizat, da, să sperăm că va arăta. El trebuia finalizat cu mult în timp înainte de alegerile locale. Haideți să vă spun ce cu Parcul Pădurice. Parcul Pădurice, proiectul și ideea, probabil că a suferit modificări, dar ideea reabilitării lui a fost făcut încă de, din ultimul mandat al meu, că eu mă ocupam de spații verzi, și urma să fie făcut în 2013. Deci Parcul Justiției și Parcul Pădurice suntem urma în 2016 și nu este gata, să fie. Și nu arată, arată cum arată de acolo, se lăuda primarul că a terminat lucrările, la, nu ai Natea Panglica din câte știu, da. Cât da, mai trebuie nu să... Dacă s-a, nu, cred că n-a fost inaugurat. N-a fost inaugurat oficial, dar mă întreb cât poate să dureze să reamenajezi un parc, slavă Domnului. Eu luni de zile n-am văzut pe nimeni lucrând acolo când trecem. Au venit pușcăriași și ales, la un moment dat s-a lucrat. Poate un moment neprielnic ca și perioada anului. Eu sper să arate bine în final parcul. Sunt legat de zona aia. În adolescență jucam acolo fotbal. În parc. Era un teren acolo, da, de pământ și jucam fotbal. Stăteam în zonă și era o zonă așa mai virgină. Da, de asta și spune Pădurice. În vremurile acelea nu se vedeau copaci, erau tufele între, adică era chiar ca o pădure. Nu, dar l-am reabilitat, l-am pus cât la punct și vă spun și ce idee a fost inițială a unor proiectanți acolo. Se dorea să se facă imaginea Piaței Victoriei, Catedrala și Opera de dimensiuni reduse dintr-un material din ăsta, probabil polistiren sau ceva de genul ăsta. Și când am văzut proiectul, le-am spus elegant, cât am putut de elegant, și le-am zis, domnule, e chici. Păi, domnule, dar este și la Viena Tour Eiffel, într-un parc din Viena, și le-am zis, ok, la Viena e Tour Eiffel, dar noi avem opera și catedrala în live. Cine vrea să o vadă, merge și o vede natural, nu trebuie să o vadă în miniatură. Zic, haideți să facem în parcul ăsta, pentru că am făcut atât de multe parcuri, lumea deja s-a obișnuit cu multele parcuri pe care le făceam în mandatul respectiv și am zis, hai să încercăm să facem mai multe tipuri de amenajări. Grădină japoneză, englezească, toscană și așa mai departe. Și a zis, domnule, hai să încercăm o variantă de genul ăsta. Și aia s-a proiectat atunci. Numai cât de mult din ea se mai respectă, o să vedem. Bun. Mă întorc la veșnica problemă din ultimii 4 ani ai Consiliului Local. Veșnica problemă, pe de o parte, a proiectelor venite în ultimul moment, dar pe de altă parte și a modului de raportare a primarului la Consiliul Local. Și de ce nu, la invectivele turnate fără niciun fel de problemă la adresa aleșilor locali, de ce l-a ales și el ales local. Și întrebarea mea e dacă se va putea continua și se va continua în ritmul acesta. Și ce veți face? Deci acum aveți o altfel de voce. Da, eu totuși sper să nu se mai întâmple. Se va întâmpla, domnul. Haideți, nu ne mai ascundem. Eleganța mă obligă să spun. Moare ultima, dar eleganța mă obligă să spun, sper că nu se va mai întâmpla. Vă spun că se va întâmpla. Și sigur că va trebui să, și cu siguranță că se va lua atitudine asupra oricărei forme de derapaj de la, până la urmă, de la o anumită conduită care e obligatorie, zic eu, în Timișoara și nu numai în Timișoara, că avem stilul ăsta de a zice, domnule, în Timișoara da, dar nu știu unde, în ce sat ne putem părui. Nu. Peste tot unde există nivelul ăsta de reprezentare publică, ar trebui să este cât de cât decență. Și chiar dacă avem supărări și nemulțumiri, cred că ar trebui să le închidem undeva în noi și ok, nu ești de acord cu ceva, nu votezi, nu ți s-a votat, încerci altă dată. Cred că așa ar trebui să facem. Veți și să respectăm regulamentul. Că regulamentul ăla, culmea, e făcut ca să dea cât de cât Consiliului Local o anumită reprezentativitate. Ea e oricum e dată de lege. Dar cumva Consiliul Local e privit ca o formă de, ca un moft al democrației. Bun. Veți veni în mandatul ăsta, ai mai întrebat cum la început. Da, și înainte de a termina întrebarea, zic, da, voi veni. Nu, stați că nu știți cu ce. Cu mai multe proiecte de Consiliul Local
ca și inițiativă proprie a noastră, ca și consilier, da, sau a unui grup de consilieri, că nu e neapărat, da, poate să fie... O voi face pentru că v-am spus, vreau ca acea platformă de consultare a cetățenilor să intre cât mai degrabă în funcțiune și de la oameni să vină idei și ele să fie doar de mine finisate ca să prindă contur de proiect de hotărâre și să poată să intre. Și mă voi duce cu ele în executiv, dacă vor fi amânate, le voi pune pe platformă și voi spune, da, domnule, uite, executivul primăriei nu dorește să pună în aplicare chestiunea asta și voi căuta să fac o presiune pozitivă, că nu e stilul meu să fac alt gen de presiuni, decât o presiune pozitivă ca ele să se întâmple. Și sigur că trebuie să se înțeleagă, consilierii locali, sub forma în care ei există de partid, consilier local de partid, rolul nu e rolul lor să vină cu proiecte. Dacă am fi avut o variantă administrativă, cum e în Canada, unde consilierii sunt full-time consilieri locali, aleși de cetățeni pe cartier, da, așa, ăia oameni au birou, au oameni, se duc prin cartier, adună idei, pun în practică, votează. Era altceva. Mergeți la meeting, apropo? La ce meeting? Păi anunța Nicolae Robu că face meeting pentru centură. Acum, brusc, se apucă să facă meeting pentru centură. Nu, eu cred că pentru centură trebuie făcut lobby și nu trebuie făcută presiune de genul ăsta, pentru că am înțeles că chiar premierul Cioloș a fost supărat pe genul ăsta de abordare. Atât de mult i-a păsat lui Nicolae Robu că acum a relansat această idee a meeting-ului. Cred că genul ăsta de meeting nu rezolvă problema, dimpotrivă, o va duce într-o altă zonă, nu neapărat a derizorului, dar a lucrurilor neserioase. Aici e vorba de lobby și de lobby susținut. Mă aștept ca primarul în funcție să cheme chiar la Consiliul Local, nu neapărat într-o ședință de Consiliu, ci într-o întâlnire, așa cum s-a mai întâmplat cândva pe vremuri, toți parlamentarii, chiar dacă mai au un pic până li se termină mandatul, împreună cu președinții lor de partid, alegerile s-au terminat, presiunea a trecut, da? Acum se fac lucrurile, imediat după alegeri, așa se fac cel mai bine. Și să li se pună în față documente pe care să și le asume, să semneze pe ele și să meargă la București să susțină centură, să susțină în buget centură, pentru că degeaba face meeting dacă meetingul ăla nu se transformă în bani alocați. Da. Nu va putea toată țara să facă meeting-uri, guvernul nu o să aibă bani pentru toți. Dar nu cumva este o manevră pregătitoare pentru alegerile parlamentare, ca Nicolae Robu în toată campania de la parlamentare să spună votații pe ai noștri din PNL, că vă spun eu care am luptat în stradă că o să se facă centura? Doamne, eu în primul rând nu cred că va exista un meeting de genul ăsta, pentru că nu cred că va veni lumea și dacă chiar ai voința până la urmă să-l faci politică, va fi un politic, da, și să nu aduni oameni la el, va părea chiar derizoriu totul. Și cu atât mai puțin guvernanții o să ia în serios acest demers al nostru. Eu zic nostru tot din politețe, că nu sunt adeptul unor meeting-uri pe tema asta. Adică chiar nu am ajuns încă în faza să impunem lucruri și n-am văzut încă niciunde în România impunându-se lucrurile sub forma asta. De asta spun că lobby-ul politic e cel mai adecvat pentru așa ceva. Și chiar civic, dar lobby civic nu înseamnă să aduni oameni în piață și să înjure guvernul, cerându-i, adică te duci în piață, înjuri guvernul și îl rogi să-ți dea bani, sau cum, că nu înțeleg care e procedura. Păi nu știu, să ne întrebăm pe Nicolae Robu, zic, că ar fi bine să ne explice ce-i cu meeting-ul. Da, vom vedea, se anunță o vară fierbinte la partide. Da, eu am zis că încep lucrurile să se facă cam din perspectiva administrației locale, dar din păcate vom intra acum în sub influența legilor parlamentare și iarăși probabil că orice demers, orice decizie, orice zicere o să fie bănuită, uneori pe bună dreptate, uneori nu, de campanie electorală. Bun. Să vedem ce o să fie. Domnule Orza, vă doresc succes la negocieri. Cred că o să fie. O să fie așa, puțin, pe aici pe acolo, prin punctele esențiale. Sunt
total relaxat și n-am niciun fel de așteptare, niciun cu, fel de... Cu procentele dumneavoastră cât ale unui partid... Nu stau, nu stau cu ochii pe telefon și să zic, wow, nu-mi sună telefonul. Chiar stau liniștit dacă nu sună. Bine, vă mulțumesc, ne revedem la Press Alert Live. Ultima întrebare, ce-i cu bicicleta? Mi-a sărit în ochi toată emisiunea, m-am tot uitat la ei. E vreun mesaj special? Nu neapărat, dar poate fi. Pentru cine? Pentru bicicliști. Ok, să înțeleg că v-au votat. Pentru dezvoltare durabilă. Ok, bine. Deci discurs de viceprimar aveți. Doamnelor și domnilor, de fost să vedem, să vedem noi dacă ajunge Adrian Orza în primărie. Am uitat să vă întreb un lucru important. Da. Mergeți în Uniunea Salvați România? Pentru că Uniunea Salvați București, a anunțat Nicușordan că își face USB, USR. Intrați într-un astfel de proiect? Deci, pentru că există voci, inclusiv Radu Nicosevi spunea că ați negociat sau că ați discutat și că știe el niște informații ați fi interesat. Deci dacă domnul Nicosevi a spus asta, poate să îl trimită la plimbare pe cel care l-a informat, că îl dezinformează. Nu. Altceva însă vreau să spun, că mi-ar fi plăcut să fi existat în Timișoara o platformă civică după care Bucureștiul să se... A făcut-o Bucureștiul de data asta. Da? Deci vă băgați în USR nici dacă vi se propune? Deci hotărând nu sau veți vedea ce... Eu 99% nu. Am înțeles. Să vedem ce o să fie, doamnelor și domnilor, până mâine seară, când sper să ne vedem cu... Unul dintre câștigătorii, un alt câștigător al acestor alegeri, că ce să faci, pierzătorii s-au dat loviți, i-am invitat la emisiune, nu pot, sunt plecați. Până mâine seară vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfârșit, o seară nebănuită.